persoane. În porticul de est se găseau statuile vârfurilor aristocrației locale, așa numiții senatori, de fapt membrii sfatului Bule, câte 100 de fiecare din cele 4 triburi palmirene. O parte dintre aceștia au ocupat magistraturile cele mai înalte, ca cea de arhonte sau cea de strateg. Membrii sfatului Buleutes se bucurau de un mare prestigiu și respect. Pe latura opusă, adică pe cea de vest a Agorei, se găseau statuile cavalerilor, membrii Ordinului Ecvestru. Cei mai mulți dintre ei au servit ca ofițeri în armata romană. În calitate de comandanți ai trupelor de palmireni, unii dintre aceștia au ajuns și în Dacia. Cu ceva înainte de cel de-al doilea război mondial, s-a găsit chiar aici, în Agora, o consolă fragmentară dedicată comandantului său de către unitatea militară de arcași palmireni de la Porolisum. În fine, pe consolele coloanelor porticului de sud se ridicau statuile conducătorilor de caravane. Aceștia erau întreprinzători, uneori foarte bogați. Categoria care se bucura de cel mai mare prestigiu în ochii palmirenilor de rând era cea a preoților lui Bel, zeul suprem. În jurul marii curți a sanctuarului lui Bel, prezentată în episodul precedent, se găsesc numeroase coloane cu console pentru statui. Aici au fost onorați marii preoți, care au contribuit la construirea și la înfrumusețarea sanctuarului. Dar cel mai bine pot fi puse în evidență cele 4 categorii de fruntași ai Palmirei dacă vizităm monumentele funerare din localitate. Unele se prezintă asemenea unor turnuri, în interior fiind construite pe mai multe etaje camerele funerare. Alte morminte, ca cel al lui Yarhai, astăzi la muzeul din Damasc, erau morminte hipogee, adică subpământene. În interiorul lor se găsesc numeroase busturi și imagini ale defuncților, precum și ale clienților, liberților și sclavilor familiei respective. Relieful principal îl reprezintă de obicei pe capul familiei, benchetuind împreună cu apropiații săi. Există și câteva morminte hipogee cu pereții pictați în culori vii. Tematica acestor picturi este aceeași cu cea a reliefurilor. Numeroasele statui și reliefuri funerare palmirene decorează astăzi sălile muzeelor din Damasc, Alep și mai ales din Palmira. Iată statuia unui conducător de caravane. El este reprezentat în costumul tradițional, cu o mantie bogată, o tunică strânsă cu o centură, avea aici un pumnal, simbol al rangului său, apoi este îmbrăcat în șalvari largi, decorați și ei cu motive florale foarte bogate. Conducătorii de caravane, de origine arabă, după cum le arată și numele proprii, erau puțin integrați în lumea romană. Ceea ce au împrumutat din mentalitatea societății clasice a fost tocmai ideea de a-și dura o statuie funerară, ca în cazul anonimului de față. Totuși, el rămâne încă foarte legat de tradiția proprie, în primul rând prin costumul său. O altă categorie de palmireni, cea a cavalerilor și a senatorilor, erau reprezentați în costum grecesc sau roman. În cazul de față îl vedem pe individ cu un himation grecesc peste un chiton, o ipostază specifică părții răsăritene a Imperiului Roman. El poartă o barbă scurtă și nu are nicio podoabă pe cap. Este, cu alte cuvinte, o reprezentare tipică pentru mentalitatea greco-romană, în cazul de față pentru cea grecească. Desigur, stilizarea formelor
reducerea buclelor la niște spirale concentrice, tratarea decorativă a părului, ne trimite spre o tradiție artizanală comună întregului Orient. Totuși, costumul grecesc ne apropie pe acest individ de lumea clasică. Cavalerii, sau mai bine zis, membrii ordinului ecvestru, din punctul de vedere al dreptului roman, îndeplineau îndeopște funcții de comandă militară și erau în consecință reprezentați în armură de paradă. O a treia categorie erau așa numiții senatori, de fapt cei mai înalți magistrați ai Palmirei, arhonții și strategii. Femeia are veșminte tradiționale, în schimb bărbații poartă togă, exact ca romanii, au o afură specifică secolului al II-lea, începutul secolului III, au o ținută care dovedește integrarea lor în societatea romană. Cea de-a patra categorie, și care se bucura de cel mai mare prestigiu la Palmira, era alcătuită din marii preoți ai lui Bel și ai altor divinități. Ei sunt reprezentați îndeopște, purtând pe cap o tiară decorată cu o coroană de lauri și cu un bust în medalion. Ei nu mai poartă haine grecești sau romane, ci arborează cu mândrie costumul tradițional, așa numitul costum persan, care este foarte bogat decorat, are șalvari largi și cismulițe. Ei sunt reprezentați benchetuind, după un vechi obicei greco-oriental de altfel. Dar faptul că nu se sfiesc să poarte veșminte tradiționale arată că aceste elite sociale și culturale erau conștiente de necesitatea păstrării datinilor strămoșești. Pe aceștia îi vor fi avut în vedere un Publius Elius Teimes de la Sarmizegetusa, care a construit templul zeilor strămoșești. Pe ei i-a avut ca model Elius Malachus de la Porolisum, care pe lângă flaminat, adică sacerdoțiul cultului imperial, a îndeplinit și funcția de preot al templului zeilor unității militare de palmireni de la Porolisum. Spre deosebire de bărbați, care apar cu patru costumații diferite, femeile erau mult mai tradiționaliste. Ele poartă pe cap un turban mare, decorat cu numeroase bijuterii și acoperit cu un văl. De obicei, femeile sunt reprezentate în momentul în care, cu mâna dreaptă, și-au îndepărtat vălul ce le acoperea fața. Vis-a-vis de tradiționalism, merită remarcat că acest costum s-a păstrat până astăzi la femeile beduinilor. Iată-ne la capătul vizitei noastre la Palmira, unul dintre multele centre ale lumii romane de unde au fost aduși soldați și coloniști în Dacia. Dacă palmirenii reprezentau 8-10% din soldații romani de aici, e greu de spus care va fi fost ponderea lor la nivelul întregii populații din provincia Dacia. Cu atât mai dificil ar fi să estimăm cât la sută din sângele care curge prin venele românilor de astăzi este de origine palmireană. În orice caz, cei care vor călători în Siria, atrași de monumentele din această țară, vor întâlni cu siguranță ospitalitatea și căldura sufletească pe care îmi place să cred că mulți dintre noi nu au pierdut-o încă.